Guys, astăzi ne aflăm aici la Hype Festival, este primul eveniment de sneakers din Oradea. Sneakers, haine, accesorii, avem de toate legate așa streetwear și așa mai departe. E bine, ați mai văzut la mine pe canal astfel de evenimente, nu este o premieră, însă pentru noi oradenii este. Am o serie de întrebări pe care vreau să le adresez oamenilor de aici. Au început lumea să se adune și hai să vedem ce răspunsuri să găsim, ce răspunsuri să primim la întrebările propuse de noi. Haideți să nu mai pierdem timpul, mergem acolo să vedem ce și cum. Abordăm lumea și sunt foarte curios de răspunsurile lor. Let's go! Cât ai cheltuit cel mai mult pe o pereche de sneakers? Nu știu, frate. 1700, cred că maxim. 2200. 1100. 2500. Cred că cel mai mult vreo 1000 de lei pe niște Fire Red Dory Jordan 3. Și vreau să te întreb ceva, acum e întrebarea videoclipului. Da. De ce nu e de ajuns o pereche de 300 de lei sau de 400 de lei? De ce trebuie să cheltuim, nu știu, atâția bani pe o pereche de sneakers? Și eu mă aflu în aceeași problemă, cheltui prea mult pe Adidas, da. Dar totuși nu găsiți răspuns. Tu ce zici? Păi, de exemplu, la unii oameni le plac mai mult pantofii de designer, care tot timpul se coste mai mult, fiind mai scumpi, fiind alt preț. Dar eu zic că și pantofii, pentru cineva, pantofii de 400-300 de lei ar fi foarte buni. Deci problema noi că ne dorim să avem așa Adidas de calitate? Nu neapărat, dar asta e, de exemplu, asta e pasiunea noastră, să colecționăm pantofi și ca să-ți placă pantofii trebuie să iei tot ce e mai bună. Și vreau să te mai întreb ceva. Crezi că contează mai mult ce porți sau cum te comporți, cum ești tu ca persoană, caracterul, adică? Păi, contează foarte mult caracterul, dar și cum te îmbraci, că pentru că hainele arată cum cine e omul. Corect, până la urmă și coperta, nu? Da. Nu numai conținutul. Ca și la carte, ca și la școală. De ce nu-i de ajuns o pereche la 300-400 de lei? Sincer să zic, sunt și perechi la 300-400 de lei, acceptabile, bune, dacă te duci în Zara sau ceva, dar parcă... Altfel e un Jordan, nu? Dar bun, dar fac ceva diferit dacă sunt așa mai scump. Nu neapărat, dar... Dacă, mai fain. Dacă, sunt mai fain, dacă ești și pasionat și arată foarte bine. Crezi că dacă e brand, atrage așa privirile? Da, nu, trăim într-o lume de aparențe și probabil și asta contează pentru unii. Dar eu ești pe principiu că dacă te simți bine în Adidas și aia, în sneaker și aia, poți să dai cât îți permiți. Tu oferi perechea de 1800 de lei așa încredere de sine, un boost de încredere? Nu neapărat. Oată că am fost fericit că mi-am luat și asta a fost tot. Și ultima întrebare și te-am lăsat. Da. Te-ai bucurat de Adidas și aia de 1800 de lei sau încă mai ai o mai rămas bani de bucurat în ei? Dai seama că m-am bucurat de oricine care muncește și așa și nu sparge banii aiurea, se bucură de ei și prețuiesc diferit. De ce nu-i de ajuns o pereche la 300-400 de lei? Bă, nu știu, aș vrea să zic că hype-ul, dar aici depinde de fiecare ce din ce poartă. Și ce crezi că e diferit la perechea aia de 2200 de lei față de perechea aia de 300-400 de lei? Sincer, la unele materialul, la unele nimic, din efectiv hype-ul de pe ele. Adică m-a întrebat o prietenă de ce am dat atâta pe pereche de Yeezy-uri. Că am dat, știi? Și gen m-a întrebat dacă s-o meritat. Și nu știu ce să-i zic, că n-au piele, n-au nimic. Dar comoditatea și cât îți de practici ei, gen asta cred. Și cât de practic cât de practic e perechea de la 2200 de lei? Bă, e practică. Ești fie așa puțin critic cu tine, sincer. Și vreau să scură și eu, pentru că în aceeași problemă aflu și eu, dau mulți bani pe Adidas, dar până la urmă îmi dau seama că nu merită, dar îs și fericit și supărat în același timp. Bă, nu știu cât e de practică, adică nu prea e practică, logic, dar no, oricum mi-am luat o mai mare că n-a știut mărimea și mi-s mare și nu i-am purtat niciodată. Cât de multă încredere de sine ți-o dat perechea când ți-ai cumpărat sau nu știu, că dacă tot ai dat atâția bani pe ea, trebuie să vină la pachet cu măcar încredere de sine, cu, nu știu, că ești mai mișto, mai, știi ce zic? Bă, mi-a dat un pic de încredere, dar no, nu de-aia am luat-o. Am luat-o că mi-a plăcut și că, no. Și pentru hype, logic, că am luat acum mai mult timp și să vadă lumea că mamă, eu am Adidas și aia. Oh, ok, ok. Și acum ai mai face același lucru? Nu. Gen să iei ca să vadă lumea? Nu. Ai luat perechea la 300 de lei? Da, adică dacă mi-o place și o vreau, da, logic. Uite, de exemplu, asta, dacă pot să zic, gen, mi se pare o pereche super mișto. Okay. Și colaborarea dintre Nike și Fragment, da, na. Multă lume nu și-ar lua-o că ieftină și că-s Dunk și că asta, știi? Să știi, să știi că multă lume nu cumpără Adidas și ieftin doar pentru că-s ieftin. Chiar dacă îs mișto, îs fain, în realitate, dar dacă ar purta o vedetă perechea asta... Da. Deci dacă ar purta, nu știu, un trapper de la 2-3 concerte sau o altă persoană publică, ăștia ar ajunge la 1000 de lei, din păcate. Da. De ce nu-i de ajuns o pereche la 300-400 de lei? Păi nu-s la fel ca și celelalte, da, care sunt mai scumpe. Nu știu, cred că
contează și persoana, cum îi poartă și așa. Adică stilul vestimentar. Da, crezi că perechea la 300 de lei versus perechea la 2500 de lei fac ceva diferit? Nu neapărat. Te întreb din perspectiva în care și eu dau mulți bani pe Adidas, dar nu înțeleg de ce dau atâția bani. Nu. Da. Deci nu fac niciun lucru diferit. Aspectul. Deci plătim doar brandul până la urmă. Da. Așa, în mare parte, cât ți-ar părea fair să dai pe perechea de Adidas? Dacă hai să zicem, dacă perechea e la 2500 de lei, cât ar merita de fapt? Nu știu, 1800 maxim, 1500 undeva. Cât ai cheltuit cel mai mult pe o pereche de Adidas? Vreo 800 de euro pe Dior, pe 23 ori, am venit ieri cu ei. Ok, de ce nu-i bună o pereche de 300-400 de lei dacă tot ai dat așa la 800 de lei? Știi cum e? Îs bune și alea, îți fac treaba. Deci am perechi de 50 de euro pe care le-am purtat, l-am ajutat pe tata la casă, le-am forjat, dar te ocup cu mașina, e o mașină șmecheră, te ocup cu Adidas, trebuie să ai niște Adidas șmecheri. A, deci tu ești pe ideea în care tu să ieși reclama propriului brand, da. Și dacă vede lumea de contează Adidas... Mult, cel puțin pe Oradea a ajuns lumea să mă cunoască cât de cât și... Deci lumea a început să te întrebe, mamă, ce Adidas fain ai, de unde? Când merg la majorate sau așa, de la Maniac Sneakers, să vezi cum se uită toată lumea la Diorurile alea. Multă lume zice că-s fake, dar... Și îs? Nu. Bun, dar hai spune-mi acum, când e cumpărat cu 800 de euro... Nu mă dur buzunarul, trebuie să iau și la mama. Că ai primit așa și un boost de încredere de sine? Sau cu ce ori ajuns? Când vezi cum se uită lumea la ei... Și crezi că se uită așa cu plăcere sau cu invidie? Sau măi, cu... nu știu, contează că se uită. Atrage așa atenția asupra ta. Da. Bă, nu știu, dar 300 de lei, 800 de euro... Ai în momentul de față, ai mai lua aceeași pereche sau nu? Nu. Că dar se purtează prea ușor și se duc rapid. Se murdăresc ușor, îți greu de curățat, foarte greu. Am stat 3 ore, n-am reușit să-i fac ca lumea. Ok. Și fetele, ai avut magnet la fete? Nu. Ai gagică? Am avut. Nu intrăm. Voi ce ziceți? O pereche de Dior B... Cum o să le pun pe pagina când mă satur de ele. B23. Bă, ați auzit, magnet acolo, dar lume, not bad. Spune-mi, te rog frumos, cât ai cheltuit cel mai mult pe pereche de sneakers? Bă, cel mai mult am cheltuit 1550 pe o pereche de off-carturi. Spune-mi acum, de ce nu-i de ajuns o pereche la 300 de lei? Bă, și pentru hype și pentru povestea din spatele papucilor, știi? Ok, de acum, eu nu prea știu cu off-carturi, cu astea, cu Jordan, care e povestea din spatele lor, dacă știi? Bă, e și pentru Virgil Abloh, care a murit săracul. Rapi. Da. Și, nu știu, și pentru că arată bine și pentru că îi s-o fac multă lume. Exact. Deci până la urmă plătim brandul. Da, și brandul de obicei. Și dacă tot e așa scump, care au vreo diferență aia de 300 de lei, aia de 1500 de lei? Da, de obicei, da. Și la materiale am sesizat că la Off-White pielea e mai bună de obicei. Și oare 1000 de lei până la urmă diferența? Bă, acum mai mult plătești brandul. La exact. Eu te întreb că și eu la fel fac asta. Da. Plătesc mai mult pe pereche de Jordan, care până la urmă, na, să aceleași materiale ca pe pereche la 300-400 de lei. Zim dacă atunci când ți-ai luat perechea ai avut așa o încredere de sine mai mare față de altă dată sau știi ce zic? Bă, da, îți dai seama că m-a durut un pic la buzunar că am dat atâta pe o pereche, dar până la urmă s-a meritat, că îmi place foarte mult și de mult mi-o dorea, știi? Și i-ai purtat sau i-ai avut grijă cum? Da, i-am și purtat, dar am avut foarte multă grijă pe unde am mers și n-am mers prin păduri sau, știi? Încă îi mai ai? Da. Foarte nice. Bro, cât ai cheltuit cel mai mult pe o pereche de sneakers? Ok, 2500 de dolari. 990 de euro. 500 de euro. În jur de 1400 de dolari. De ce nu-i ajuns o pereche de 300 de lei? De 400 de lei? Care e diferența? De ce trebuie să plătim mulți bani pe sneakers? Pentru că și eu mă aflu în situația asta în care dau bani și totuși nu-s mulțumit de perechile alea mai, știile mai accesibile la 300-400 de lei. De ce plătim atâta mulți bani pe sneakers? Păi, ar fi și că sunt colaborare, majoritatea sau pur și simplu că sunt mai rare și până la materiale. Dacă e o pereche de 400 de lei, pielea, în ghilimele, e ca și cartonul, dar dacă e, de exemplu, perechea aceasta, e foarte bun material, e moale. Să zicem că, uite, colaborare, dar există colaborare. Colaborarea e cu e cumva Doom, artistul preferat? Da, e cumva această pereche de dat 1400? Da. Ia pune camera acolo. MF Doom, perechea asta e foarte mișto, foarte exclusiv. Pe asta e din America, ai luat-o cumva? Din Anglia. Din Anglia, bă, sunt foarte nice. Și hai spune-mi, când ai cumpărat perechea asta, ai simțit că susții și artistul?
că susții wave-ul ăsta cu sneakers, ai avut așa încredere de sine mai mare? Hai, spune-mi, cum te-ai simțit când ai cumpărat perechea asta de sneakers? N-am prea simțit neapărat că susțin artistul, pentru că l-am luat anul trecut și el nu. Ok, da, am înțeles. Da. Credere nu chiar, numai că de când sunt cu sneakers și de vreo 3 ani, 4, tot mi-am dorit perechea asta. A, deci ăsta e grelul tău? Da, cam așa. Damn, foarte nice. Deci e un sentiment foarte nice când ajungi să sporți grelurile în picioare. Eu încă n-am ajuns la momentul ăla, dar foarte nice oricum. De ce nu-i de ajuns o pereche la 300 de lei? 300-400 de lei. De ce trebuie să dăm atâta de mulți bani pe Adidas? Plătim pentru brand, uite aici. Plătim pentru... Acolo pentru cameră. Pentru off-white, numai pentru care săgeata asta? Hai că mai bine, uite aici. Uite, vezi săgeata asta. Poate Adidas ăștia costă foarte puțin să-i produci, da? Sincer, eu nu știu dacă costă mai mult de 30 de dolari, de euro se faci, da. Dar într-adevăr, pentru care brandul acolo se vinde. Bun, și acum mai vreau să te întreb o chestie. Atunci când ți-ai cumpărat perechea de LV Trainers, ai avut așa o încredere de sine mai mare? Când ți-ai luat-o? Ți-a dat așa un boost de confidence? Sau știi ce zic? Cu ce o vine la pachet? Da, știu ce zici. Uite, la început, când am început treaba asta, am avut chestia asta de confidence. Eram și mai micuț. Dar acum, sincer, pentru materiale, chiar sunt materiale top, premium și îmi plac mult cum vin. Măcar, uite, am auzit o chestie că dacă designer și așa mai departe, îți mai incomozi. E adevărat? Depinde de perechi. La LV Trainer chiar e comos. E foarte comos. Mie mi se par comos. Dar cea mai incomodă pereche de Adidas, după părerea mea, sunt Diorurile B23 de acolo. Avem aici cineva care discuși la niște Diouri. Dior, da, așa. Bă, nu știu, noi n-am avut niciodată. De-aia vă întreb pe voi, că eu sunt cu Jordan cu astea. Am avut, mi-am cumpărat și în prima zi cum mi-am luat... Ce-au făcut, da? Praf. Sângem picior tot. M-am făcut praf. A trebuit să-mi pun pedzuri, dacă știi. Da, da, în spate. Alea sunt mișto, am văzut. Dar n-am avut niciodată problemă la Jordan, la designer. La Dior niște Converse, până la urmă. Niște Converse. Deci aia e diferența. Știi, Converse și la 70 de dolari maxim și Diorurile nici nu știu la cât e. 1000? 1100 de euro, atâta costă în magazin. Merită. Sincer, da sau nu? Atâta trebuie să zici, da sau nu? Normal. Bun. Normal, bun, ok. Pentru pasionații ca noi merită. Pe niște Jordan 1 Trophy Room Friends and Family. Acum vreau să te întreb întrebarea videoclipului. Okay. De ce nu-i de ajuns o pereche la 300 de lei? 300-400 de lei. Spune-mi, care e diferența până la 2500 de dolari, cât ai zis, da, tu că ai dat pe Adidas, cu o pereche de 300-400 de lei? Știi cum e? Și eu am pereche, de exemplu, la 300-400 pe care le port și așa. Cumva mi se pare că diferența vine în momentul în care îți cumperi, de exemplu, la designer, cumva nu văd neapărat prețul la liber pentru calitate. Aici e pentru faptul că sunt exclusivi și e ca și colecționar. Adică, de exemplu, eu perechea aia mi-am luat-o să o cumpăr raft. În schimb, am perechi, de exemplu, cum sunt așa de impicioare, care se apropie ca preț, dar îi port pentru că îmi plac. Dar, în general, aș zice că e mai mult de ideea de colecționar, e ca și la mașini. De ce ai dat pe un BMW cu 5.000 de km din anii 80 mai mult decât pe un BMW nou? Pentru că e de colecție. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul. Spune-mi, când ți-ai luat perechea la 2500 de dolari, ai avut așa o încredere de sine mai mare, o pasiune, ați-o crescut? Știi, vreau să-ți curios ce sentiment a venit împreună cu această achiziție. Sincer, nu neapărat. Adică eu nu prea țin chestia asta de ego și nu prea place ideea de a te lăuda cu ce haine ai sau etc. Mai degrabă mi-a stat inima în loc pentru că am luat-o din America și am luat-o de la un tip din Chicago și trebuia să se vadă meet-up un alt prieten meu cu el acolo și trebuia să-i trag un transfer bancar într-o parcare și era cumva nu mă prea încălzit toată treaba asta, dar nu pot să zic că, adică nu mi se pare pentru toți oamenii care se uită, nu mi se pare că o pereche mai scumpă sau mai ieftină sau hainele general sau orice ai tu face diferență, pentru că până la urmă la final toți suntem oameni sub anything, sub tricoul ăsta la fel ca și tine și tu la fel ca mine. Corect. Spune-mi acum, e purtat sau e păstrat? Well, aia acum sunt noi momentan, pentru că vreau să-i port, pentru că sunt mărimea mea, dar încă n-am găsit momentul potrivit. Și știu că niciodată nu există momentul potrivit, trebuie să-l faci. Exact, asta am vrut să zic. Am zis că aștept la un event, la ăsta am venit cu ăștia și am zis că poate la următorul la Cluj, poate okay. O să vin cu ei sau nu știu, cândva vreau să-i scot din cutie, dar am zis că încă nu știu când, trebuie să simți, știi, the sparkle, trebuie să simți într-un moment. Bun, deci e cel mai mișto răspuns de până acum și acum vreau, vă convoc pe voi, spuneți aici lui, când e momentul perfect să-și poartă perechea de 2500 de dolari. Bă, nu știu, ziceți voi, la nuntă, la... Ai făcut 18 ani? Ce nu? La majorat. Băgați-vă în comentarii. Da, scrieți
acolo în comentarii care e momentul perfect să porți perechea aia de $2,500. O pereche de 300-400 de lei, nu-i de ajuns? Ba da, chiar port o pereche de Tienor de, cred că 350 de lei am dat pe ei. Păi de ajuns, dar aia mi-a plăcut foarte mult modelul ăia pe care am dat 500 de euro. Bun, deci hai să zicem că undeva la 2000 de lei diferență. Cu ce ori vine la pachet? Sau cel puțin cu te ori făcut să te simți? Păi e o pereche de designer. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult. Eu întreb, să văd dacă mai, și eu fac chestia asta, da, cu Jordanii, nu cu designerul. Au materiale mai bune sau de ce? Da, au și materiale mai bune și nu știu. Și că-s designer. Da. De ce brand era? Off-White. Spune-mi cum te-ai simțit când i-ai purtat prima dată sau când i-ai văzut prima dată în mână. Foarte bine, nu știu, a fost bine. Ai primit așa un boost de încredere de sine sau cum? Nu neapărat, eu așa mă simt la orice haină pe care o iau. Și dacă iau din Zara sau orice, mă simt bine când o cumpăr, că e ceva nou. Și e purtat sau e păstrat așa în condiții cât mai bine? I-am purtat de toți banii. Deci s-a meritat. Da. De, ok. Guys, ați auzit aici răspunsuri și răspunsuri, diferite perspective. Toate perspectivele sunt interesante, chiar eram curios. Perspectiva mea, bă, mie... Eu mi-au Jordan, că de obicei sunt cu Jordan, îmi place brandul, îmi place istoria din spatele brandului, știu majoritatea detaliilor de la înființarea brandului și așa mai departe. Îmi iau de obicei culorile care îmi plac, mie nu neapărat hype-ul și așa mai departe. Port și perechi de 300-400 de lei. În rândul vostru acum în comentarii să spuneți voi ce perechi vă luați, astea de 300-400 de lei, perechi mai scumpe, vă luați care sunt hype, care sunt la modă și așa mai departe. Chiar sunt curios să-mi ziceți. Și da, suntem aici la eveniment, ziua a doua, am terminat videoclip. Hype Festival, chiar e un festival interesant cu multă lume, acum a început lumea să vină, este de bea ora 15, ora 3, până de seară la ora 9 pot să fie plin aici și bă, eu mă duc să caut și niște Adidas, poate îmi cumpăr acum, vede? Aici a fost gazda dumneavoastră Dominic, mă găsiți pe Instagram, pe TikTok, vă las oricum în descriere linkurile unde mă puteți găsi și da, mă duc să-mi caut Adidas. Let's go! Pa, pa!